Am găsit raionul cu figurine! Aici sunt cele mai frumoase jucării care există! Hei, unde sunt jucăriile noastre? Ar trebui să fie pe aici pe undeva! Eu nu le văd nicăieri! Poate s-au vândut! Toy Master! Ce cauți tu aici? Cum adică ce caut eu aici? Este magazinul meu! Spune ce ai făcut cu jucăriile noastre! Le-am pus cu restul celor care nu se vând în coșul cu chilipiruri. Reducere. Coșul cu chilipiruri? De ce nu sunt în raionul figurinilor de acțiune? Voi nu sunteți acțiune, sunteți comedie. Și copiii nu vor să se joace cu jucării bazate pe nezbâtiile voastre. Cine nu vrea să se joace cu Robin cu păr real? Uite cât de real este! Sau cu Starfire cu lingurița de înghețată? Bun, bun, bun! Sau cu Bebe Beast Boy cel dulce? Uite, nu se simte bine! Sau cu Cyborg care face burger? Bun! Și cea mai tare jucărie, Raven. I se întoarce capul. Copiii nu vor să se joace cu ele. Vor să se joace cu figurine de acțiune, bazate pe eroi de acțiune, care chiar sunt în acțiune, cum ar fi Liga Dreptății. Liga Dreptății e cea mai bună licență de jucării pe care o am. Jucăriile tale au carnet de conducere? Licența este un contract care îi permite lui să facă figurine de acțiune bazate pe asemănarea lor cu Liga Dreptății. Ne faci nouă? Aș putea, dar mai întâi trebuie să încetați cu năzdrăvăniile și să vă comportați ca eroi de acțiune. Doar atunci vor vrea copiii să vă cumpere. Ca și rezolvat! De acum înainte, acțiunea va deveni prioritatea noastră! Bun, titanilor, ca să primim acea licență, trebuie să ne concentrăm mai mult pe acțiune! Exact! Uite acțiunea de a sta jos! Acțiune! Sau acțiunea de a deschide cartea! Acțiune! Priviți acțiunea salutului regal! Acțiune! Priviți acțiunea de a clipi! Acțiune! Care-i rostul? Nu o să devenim niciodată eroi de acțiune! Amici, ce-ar fi să folosim butonul acțiune de pe calculator? Avem așa ceva? Păi scrie chiar acțiune pe el! Nu are cum să strice! Wow! Priviți locul ăsta! E uimitor! Și are dimensiuni epice! Nu pot să cred că e al nostru. Și nu l-am folosit niciodată. Titanilor? Wow! Super costume! Eu zic să le pornim și să vedem ce pot să facă. Haideți, titani! Am pornit și sunt gata de drum. Sistemele mele sunt pregătite! Motoarele sunt pornite și arăt foarte bine! Da! Priviți-mă! Sunt din metal, măi! Salilor, să-l sunăm pe Toy Master! Alo? Spune, Toy Master, e destul acțiune pentru tine? Hai-ia! Inițiere poză de grup! Da! Acum chiar pot să fac figurine de acțiune! Felicitări, titanilor! Primiți licența de jucării! Continuați acțiunea, titani, și o să încep să vă vând jucăriile! Acțiune!